Andreea Lotbă a fost eliminată de la Survivor România în ediția de duminică, 30 mai. Andreea Lotbă a fost eliminată de la Survivor România și a izbucnit în lacrime atunci când Daniel Pavel a făcut anunțul. Actrița a ținut un discurs emoționant înainte să părăsească competiția. Dintre Andreea Lotbă, Ștefan Ciuculescu, Adelina Damian și Marius Crăciun, actrița din Moldovenia a avut cele mai puține voturi din partea publicului. Andreea Lotbă a fost eliminată de la Survivor România, iar vestea a făcut-o să izbucnească în lacrimi, pentru că nu ar fi vrut să se termine. Faimoasa a avut un discurs emoționant înainte să și i-a rămas bun de la colegi, cărora le-a mulțumit pentru toată susținerea. Concurenta le-a mulțumit coechipierilor ei pentru fiecare moment în care au ajutat-o pe traseu. În timp ce războinicii continuă lupta pentru supraviețuire în formulă de 5 persoane, faimoșii au rămas 6. Se pare că nu-și mai au rost cuvintele acum. Sentimentul e foarte puternic, emoția e foarte puternică. După cum am spus, mi-aș fi dorit ca această competiție să nu se termine aici, mi-aș fi dorit să continui. Sunt conștientă că am venit mult mai târziu în competiție față de colegii mei și nu am reușit să demonstrez la fel de mult ca ei. Totodată sunt împăcată că am luat parte la toată aventura. Am învățat extrem de multe lucruri, am conviețuit alături de oameni extraordinari. Mă bucur că le-am auzit poveștile de viață, care m-au inspirat și mi-au oferit o lecție. Mă bucur că am reușit la Survivor să-mi depășesc limitele, am învățat să not. Cosmin mi-a oferit sprijinul lui, mi-a sărit de multe ori în ajutor când am fost pe trasee. Sebi, Zanni, Ștefan, Raluca, Elena m-au susținut. Le mulțumesc pentru tot sprijinul, le-a spus Andreea Lotbă colegilor ei.